Cum reacționez la acuzațiile oamenilor? Aș vrea să vă invit să ne gândim ce descoperim în inima noastră atunci când suntem acuzați și atacați pe nedrept. Defăimați. Ce alegem să facem sau cum alegem să răspundem? Câteva răspunsuri posibile sunt frica, rușinea, fuga. Însă nu putem alege la nesfârșit să răspundem în același fel. De ce? Gândiți-vă la școală, toți am crescut într-o școală sau copiii noștri sunt parte dintr-o școală. Fiecare școală există porecle, tachinări, replici batjocoritoare. Și nici în lumea adulților lucrurile nu stau mai bine. Între colegi, între vecini există bârfe. Oriunde este un grup, este și cineva exclus, pentru că nu are loc în acel grup. Așa că frica, rușinea, fuga, nu sunt opțiuni satisfăcătoare pe care să le putem alege întreaga viață. Dar există și o altă categorie de răspunsuri. Să răspunzi cu aceeași monedă. Dacă ești rănit, să rănești. Dacă ți se face rău, să faci și tu rău. Să intri în competiție. Dacă cineva începe cearta, să o continui. Dacă cineva se mânie pe tine, și tu să faci la fel. Să răspunzi cu violență. Dar și aici avem probleme. Pentru că întotdeauna o să găsim pe cineva mai puternic decât noi. Un om mai puternic decât noi. Așa că a răspunde cu aceeași monedă nu noi o variantă. Nici în mediul online. Gândiți-vă la mediul online, la rețele de socializare, ca la un loc în care se întreține o pandemie a defăimărilor. Nici nu trebuie să te ridici din scaun. Nu trebuie să-ți deschizi gura. Suficient să ai o tastatură și mesajul tău să ajungă să fie văzut de o grămadă de oameni în câteva clipe. Psalmul 7 ne oferă un răspuns mult mai bun decât toate celelalte variante de până acum. Pentru că ne vorbește despre adăpostul dreptății. Psalmul 7 este un șigaion al lui David pe care l-a cântat Domnului din cauza cuvintelor Beniamitului Cuși. Nu prea știm ce înseamnă și Gaion, pentru că apare doar în eticheta, în antetul acestui psalm. Mai apare încă o dată în Vechiul Testament, în cartea Habacuc. Dumitru Cornilescu noi am citit mai devreme prima lui traducere, a optat pentru o cântare de jale. Apoi când și-a revizuit traducerea și el a ales să translitereze termenul, arătând că nu prea știm precis la ce se referă. Dar cel mai probabil este un termen muzical pentru că David l-a cântat Domnului. În schimb găsim mai multe informații dacă ne gândim la contextul istoric din cauza cuvintelor Beniamitului cuș. Găsim mai multe, dar nu atâtea cât ne-am dorit. În sensul că Beniamitul cuș apare doar aici. Nu l-mai găsim în alt loc din din Biblie. Ce vedem în schimb este că el a provocat scrierea acestui psalm din cauza cuvintelor lui. Dacă citim doar primul verset, înțelegem că a fost un purtător de cuvânt al unei mulțimi, al unei coaliții care era pe urmele lui David. De aceea el se roagă, scapă-mă de toți cei ce mă urmăresc. Unul dintre ei, purtătorul lor de cuvânt, era Beniamitul Cuș. Acum, avem două posibilități. Luăm acest psalm antetului din cauza cuvintelor Beniamitului Cuș și ne întoarcem în cărțile istorice, încercând să identificăm o ocazie care să corespundă cu această descriere și să corespundă cel mai bine, să ne-l prezinte pe Beniamitul Cuș denigrându-l în mod public pe David. Sau să spunem, lucrurile sunt doar aici, nu apar consemnate într-o altă carte din Biblie. Poate era o poreclă și îl găsim sub un alt nume în cărțile istorice sau este locul unic în care este menționat acest om. Dacă mergem pe prima variantă și încercăm să găsim în cărțile istorice astfel de contexte, iată prima variantă. Oameni din anturajul lui Saul, care l-au acuzat în mod nedrept pe David. În 1 Samuel 24, în peștera Enghedi, David are ocazia să-l ucidă pe Saul. Dar îi tai doar colțul mantiei. Apoi când iasă amândoi din peșteră, David îi spune, de ce asculți cuvintele oamenilor care spun, David dorește să-ți facă rău? De ce asculți pe cei care mint, mă acuză în mod nedrept? Aceasta ar putea fi o primă posibilitate. A doua atunci când cei din Zif nu erau din Beniamin, erau din seminția lui David, adică din Iuda, l-au instigat pe Saul să-l urmărească pe David. Și David răspunde în aceeași notă: Acum te rog să asculte stăpânul meu, regele, cuvintele slujitorului său. Dacă Domnul este cel care te instigă împotriva mea, dacă El te-a trimis să mă urmărești, atunci să primească mirosul unui dar de mâncare de la noi. Dar dacă sunt oamenii, dacă oamenii te instigă împotriva mea, atunci să fie blestemați înaintea Domnului. Că cei mă alungă astăzi ca să nu am parte în moștenirea Domnului, zicând, du-te, slujește altor Dumnezei. Asta e pe perioada domniei lui Saul, când David era urmărit de Saul și de armata lui Saul. Dacă ne ducem pe perioada domniei lui David, și atunci a avut probleme, atunci când Absalom s-a răsculat, și au fost doi bărbați din seminția lui Beniamin care l-au denigrat în mod public pe David. Primul dintre ei a fost și mei. David fuge din Ierusalim ca să scape cetatea de un război civil și pe drum întâlnește tot felul de oameni. Unii îl susțin, alții îl contestă. Unul dintre contestatarii lui a fost și mei. În timp ce regele David s-a apropiat de Bahurim, iată că a ieșit de acolo un om din clanul familiei lui Saul, adică din seminția lui Beniamin. Numele lui era și mei, fiul lui Gera. El mergea în truna și blestema. Și mei a aruncat cu pietre după David și după toți slujitorii regelui David, în timp ce tot poporul și toți vitejii se aflau la dreapta și la stânga regelui. Blestemându-l pe David și mei striga, pleacă, Pleacă om al sângelui, om de nimic. Domnul a întors asupra ta. Tot sângele pe care l-ai vărsat în familia lui Saul, căruia i-ai luat domnia. Și Domnul i-a dat domnia fiului tău Absalom. Iată-te în nenorocire, căci ești un om al sângelui. Dacă psalmul 7 a fost scris cu această ocazie, David îi răspunde lui și mei, Doamne, Dumnezeul meu, dacă am făcut așa ceva, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine, dacă mi-am jefuit dușmanul pe nedrept, atunci fie ca dușmanul meu să-mi urmărească sufletul, să-mi calce viața în picioare și să-mi culce gloria în țărână. Atunci când am studiat... Psalmul 3, am văzut că și mea era de fapt profetul diavolului. Pentru că el a contestat inclusiv iertarea pe care Dumnezeu i-a dat lui David prin profetul Nathan. Al doilea oponent al lui David din seminția lui Beniamin în perioada domniei lui este Sheba. Absalom a produs cu tremurul, s-a răsculat, răsculat împotriva tatălui său, dar a urmat replici și una din replici a fost răscoala lui Sheba. S-a întâmplat să se afle acolo un om de nimic pe nume Sheba, fiul lui Bicri, un beniamit. Acesta a sunat din trâmbiță și a zis, noi nu avem nicio parte de moștenire în David. Nu avem nicio moștenire în fiul lui Ișai. toarce la corturile tale, Israel. David era în drum spre Ierusalim, era la Iordan. Și Sheba rupe poporul, doar cei din Iuda merg cu David spre Ierusalim. Restul poporului merg alături de Sheba, în nord. Dacă am adunat lucrurile, Benamitul Cuș e una din persoanele care în mod public l-a denigrat, l-a acuzat în mod nedrept pe David. Și poate fi asociat cel mai probabil cu răscoala lui Absalom. Pentru că în versetul 5 David spune să-mi culce gloria în pământ. Și asta se potrivește mai bine dacă era perioada domniei sale, nu doar un tânăr urmărit de regele Saul. Ideea principală pe care ne-o comunică acest psalm este că dreptatea lui Dumnezeu este adăpostul și motivul de laudă al credinciosului. Adăpostul și motivul de laudă al credinciosului este dreptatea lui Dumnezeu. Și noi vom parcurge acest psalm încercând să găsim răspuns la această întrebare. Cum fac, cum facem din dreptatea lui Dumnezeu adăpostul și motivul nostru de laudă, motivul nostru de bucurie, de mulțumire? Dacă rezumăm psalmul, găsim următoarele cinci afirmații care compun răspunsul la această întrebare. Primul rând, caută-l pe Domnul. Aleargă la el du-te la Dumnezeu în rugăciune și spune-i ce ți se întâmplă. În al doilea rând, evaluează-ți viața înaintea Domnului. Evaluează-ți viața înaintea Domnului. În al treilea rând, încredete în judecata Domnului. Ai încredere că El e un judecător drept. Încredete în judecata Lui. Dar apoi, depărtează-te de rău. Depărtează-te de păcat și depărtează-te de calea păcătosului. Și nu în ultimul rând, laudă, mulțumește-i Domnului pentru dreptatea Lui. În primul rând, caută-L pe Domnul. Asta face David. Când este acuzat, când este vânat, când este denigrat în mod public. Cere să fie ajutat, cere să fie apărat de Dumnezeu. Doamne, Dumnezeul meu, în Tine mă adăpostesc. Scapă-mă de toți cei ce mă urmăresc. Salvează-mă ca să nu-mi sfâșie sufletul ca un leu, să nu mă rupă în bucăți și să nu fie nimeni să mă scape. Credinciosul aleargă la Dumnezeu, pentru că are convingerea că Dumnezeu este adăpostul lui. Dumnezeu e acolo, Dumnezeu ne aude rugăciunile. Lui Dumnezeu îi pasă de sufletul fiecăruia dintre noi și Dumnezeu intervine. De aceea, David aleargă la Dumnezeu. Îl caută pe Dumnezeu. Dar în al doilea rând, examinează-ți viața înaintea lui Dumnezeu. Caută-l, dar examinează-ți viața înaintea lui Dumnezeu. Și aici am putea da un răspuns rapid. Dacă lăsăm pe Dumnezeu să ne evalueze viața, niciunul dintre noi nu ieșim bine. Niciunul dintre noi. Cel puțin din perspectiva pe care ne-o prezintă Scriptura. David spune clar, tu cunoști, cercetezi inima și adâncul ființei. E judecătorul care are to toate dovezile în fața lui. Știe tot, vede tot. Nu are nevoie de mărturia nimănui. Nu putem ascunde înaintea lui Dumnezeu nimic. Însă, de această dată, David nu-i răspunde lui Dumnezeu. Nu-i răspunde profetului Domnului, ci aleargă la Dumnezeu cu ceea ce spunea oamenii despre el cu acuzațiile oamenilor. Se duce și le repetă înaintea lui Dumnezeu. Răspunde la ele în prezența lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeul meu, dacă am făcut așa ceva, ce anume? Trei lucruri. Dacă este nelegiuire pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și dacă mi-am jefuit dușmanul pe nedrept, atunci fie ca dușmanul să-mi urmărească sufletul, să mă ajungă să-mi calce viața în picioare și să-mi culce gloria în țărână. Aceasta e reacția omului credincios, care merge înaintea lui Dumnezeu și recunoaște că e rănit de nedreptatea care îi se face, de acuzațiile care îi se aduc. Și dintre textele biblice pe care le avem și le-am enumerat mai devreme, blestemele lui și mei, se potrivesc cel mai bine la răspunsul lui David. Și cu aceasta ne întoarcem la întrebarea de la început. Cum reacționez, cum reacționez eu la acuzațiile oamenilor? Iată ce face David. Nu le ignoră, nu-i cere lui Dumnezeu să-i strivească pe dușmanii lui, ci le ia și le duce înaintea lui Dumnezeu și le prezintă lui Dumnezeu. Și asta e un lucru pe care îl putem face fiecare dintre noi să-i spunem lui Dumnezeu ce știm, ce auzim că spun oamenii despre noi. Acuzațiile pe care ni le aduc oamenii. Înainte să cerem lui Dumnezeu să intervină, să-i reducă la tăcere, să-i judece pe acuzatorii noștri. Și de aceea suntem chemați să ne întrebăm, este conștiința mea curată înaintea lui Dumnezeu? Sau mă mulțumesc că oamenii nu m-au descoperit sau mă acuză pe nedrept? Există în viața mea păcate care sunt nemărturisite. Poate păcate vizibile. Oamenii le văd, mi le spun. Dar aleg să le ignor. Există astfel de lucruri în viața mea, în viața ta? Domnul Iisus ne învață să nu ne mulțumim cu ceea ce se vede în afara noastră sau cu ceea ce putem ascunde, ci să ne uităm în inima noastră. De acolo trebuie să înceapă evaluarea. Ceea ce iese din om, aceea îl întinează pe om. Căci din interior, din inima omului, ies gândurile rele, preacurviile, furturile, crimele, adulterele, lăcomiile, răutățile, viclenia, depravarea, ochiul rău, blasfemia, mândria și nesăbuința. Toate aceste rele ies din interior și îl întinează pe om. Și într-o astfel de evaluare, o evaluare a inimii, nu ne sunt suficiente părerile oamenilor, pentru că ei ne văd doar faptele, ne au doar cuvintele, nu ne știu gândurile, nu ne văd inima. Dar Dumnezeu ne vede și avem nevoie de ajutorul lui ca să ne descopere inima. Cu asta se încheie prima strofă și sfârșitul primei strofe este semnalat prin termenul Sela oprire. După ce a alergat înaintea lui Dumnezeu, cadă posta lui, după ce a spus lui Dumnezeu ce spun oamenii despre el și a evaluat inima în prezența lui Dumnezeu, David tace. Se oprește să tacă. Și e foarte importantă în rugăciune. Face legătura dintre ceea ce am spus deja și ceea ce urmează să spună. Tăcerea face legătura dintre starea noastră, lucrurile pe care le știm, locul din care venim și Dumnezeul pe care îl avem. Și tăcerea inițiază un astfel de dialog între problema, noastr problema noastră, bucuria noastră și Dumnezeul, Dumnezeul nostru. Tăcerea e esențială în rugăciunile noastre. Eu spune că e unul din momentele de intensitate maximă a rugăciunii. Pentru că atunci decidem. Dacă rugăciunea noastră se stinge în tăcere, dacă piere, dacă moare, sau îl caută pe Dumnezeu și privind la chipul lui, primește viață, prinde viață. În momentele de tăcere, decidem, dacă mai are rost să așteptăm răspunsul lui Dumnezeu, sau știm noi ce să facem și ne descurcăm singuri. E inutil să mai așteptăm răspunsul lui Dumnezeu, dacă vreau să-l dea când am spus eu, Amin. David alege varianta mai bună. Alege să tacă și să se uite mai atent la Dumnezeu lui, să-și aducă aminte în cine a crezut. N-a primit răspunsul dorit. Nu și-a terminat rugăciunea, dar se uite mai atent la Dumnezeu lui și ne invită să facem același lucru. Ne invită să ne încredem în judecata lui Dumnezeu. Și în ceea ce urmează el îl descrie pe Dumnezeu lui, pe Dumnezeu ca judecător. Adunarea popoarelor se te înconjoare, stăpânește asupra ei din înălțime, să judece Domnul popoarele. Făm dreptate, Doamne, conform dreptății și integrității mele. O prea preanalte, oprește răutatea celui rău. Și întărește-L pe cel drept Tu, care cercetezi inima și adâncul ființei Scutul meu este în Dumnezeu, mântuitorul celor cu inima dreaptă Dumnezeu este un judecător drept Dumnezeu se mânie în fiecare zi În fiecare zi Iată chipul lui Dumnezeu din acest psalm Dumnezeu este adăpostul credinciosului Celui care îl caută, care aleargă la Dumnezeu. El este cel prea înalt, singurul Dumnezeu adevărat, cel mai mare. Și cu toate astea, Lui pasă de fiecare dintre noi. De asta ne rugăm. Pentru că Lui Dumnezeu îi pasă de fiecare dintre noi. El cercetează inimile. El știe ce este în adâncul Ființei, fiecăruia dintre noi. El este Dumnezeul drept și El devine scutul credinciosului, mântuitorul celor cu inimă dreaptă. El este judecătorul drept, care nu are nevoie de cuvintele noastre, de completările noastre, ca să dea un verdict drept, corect. Noi suntem subiectivi când e vorba de dreptate, pentru că ne interesează propria persoană, propria persoană. Vrem dreptate selectivă dreptate în dreptul meu și când, și când vreau, vreau eu. Dar inima fiecare dintre noi, ne spune profetul Ieremia, este înșelătoare. Cel mai înșelător lucru cu care avem de face este inima noastră. Putem fi mulțumiți de noi înșine, încântați de noi înșine și ne mulțumiți de toți cei din jurul nostru. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu ne dă dreptate. Nu înseamnă că Dumnezeu are aceeași părere în predica de pe munte, Domnul Iisus spune, nu judecați. Ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, cu aceea veți fi judecați. Cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Și în spatele judecății pe care o interzice Domnul Iisus, nu-i gândirea, nici măcar gândirea critică, gândirea corectă, ci este bucuria de a critica, bucuria de a zdrobi oameni este vorba de omul care întotdeauna își caută dreptatea lui sau auto Și după ce se așează deasupra tuturor, de acolo îi critică pe toți, îi judecă pe toți. Și este aspru, folosește cuvinte umilitoare și un comportament sfidător față cei din jurul lui. Este omul care se bucură să critique, care are o, are o pasiune în a vâna greșelile celorlalți. Și când le găsește, e bucuros, și le ține minte, le folosește ca arme în discuțiile unul la unul. Când cel care a greșit nu-i de față, sunt bârfe pe care le răspândește despre el în discuțiile cu ceilalți. Dar Dumnezeu, Dumnezeu este judecătorul nostru, Dumnezeu este judecătorul drept, Dumnezeu este judecătorul suprem, numai sentința lui este finală. Părerile noastre sunt părerile noastre. Nu pot să fie finale, nu pot să fie irrevocabile. De aceea ar trebui să evităm, să dăm sentințe în dreptul oamenilor. Nici Dumnezeu nu îl mai scapă, nu mai are cum, nu mai are cum să fie iertat. Nu se mai poate schimba un astfel de om. Și n-ar trebui să avem tupeul să pretindem că noi suntem bine azi. Și mâine o să fim, și totdeauna noi o să fim bine. Noi numai bine o să fim. Și Dumnezeu doar ar trebui să ne laude. David cere intervenția lui Dumnezeu. În primul rând ca judecător, dar în al doilea rând ca și războinic divin. Pentru cel care nu se întoarce la Dumnezeu, el își ascute sabia. Lui îi pregătește, ar, își încordează arcul și îl țintește. Lui îi pregătește armele morții. Săgeți aprinse îi pregătește. Așa e Dumnezeu? Pentru cel care nu se întoarce la el, își ascute sabia? Da. Pentru că judecata lui Dumnezeu nu poate fi înțeleasă doar ca o, o lege impersonală. Dumnezeu a scris o lege și după regula aia, după legea aia, se desfășoară istoria Universului. Philip Ifsen spune, Da adevărat că se cerem ceea ce semănăm. Pedeapsa e pe măsura fără de legii. Însă nu trebuie să gândim în termenii legii naturale, cum ar fi, de pildă, mânia lui Dumnezeu e un foc. Și dacă ți mâna prea aproape de foc, o să te arzi. Nu. Mânia lui Dumnezeu ție, ține de persoana lui. La fel cum ne place și ne convine că dragostea lui Dumnezeu ține de persoana lui. La fel e și mânia lui. Și fiecare dintre noi o să trebuiască să-L întâlnească în mod personal pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu își reține, nu își ascunde mânia la nesfârșit. Apostolul, autorul epistolei către evrei spune, grozav lucru e să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Să aștepți judecata lui Dumnezeu, momentul în care El alege să intervine, să adune toate popoarele în jurul Lui pentru judecată, înseamnă să te încrezi în dreptatea Lui, în înțelepciunea Lui. Să știi că El știe ce face și face bine ceea ce face. Încredete în judecata lui Dumnezeu, dar depărtează-te de rău. Asta e dovadă clară că te încrezi în judecata lui Dumnezeu. Te depărtezi de păcat, te depărtezi de calea păcătosului. De ce? Pentru că știi unde duce, știi care e destinația. Și David compară în acest psalm păcatul cu procesul nașterii unei ființe. Și vestea este că și bărbații și femeile putem naște. Putem naște păcatul. Putem naște păcatul. Iată-l pe cel ce naște nelegiuirea. Concepe necazul, dă naștere înșelăciunii. Sapă o groapă, o adâncește și tocmai el cade în adâncitura pe care a făcut-o. Necazul pe care îl pregătește se întoarce împotriva capului său, iar violența se coboară asupra creștetului lui. Acesta e omul care nu se întoarce la Dumnezeu, care parcurge întregul drum al păcatului, știe unde duce și rămâne pe el. Concepe păcatul în inima lui, în mintea lui, dar apoi îi dă naștere, îl aduce, îl transformă în vorbe, în fapte, îi dă viață, îl naște. Dar păcatul nu dispare la naștere. Păcatul crește păcatul se înmulțește. Păcatul cucerește noi teritorii, din noi și în jurul, în jurul nostru. În plus, păcatul are consecințe. Și toți știm și purtăm consecințe ale păcatelor noastre. Pe toți ne afectează păcatele făcute de cei din jurul nostru. Istoria lumii este și o istorie a păcatului. Și David vorbește despre păcat în termenul efectului de bumerang. Îl faci, îl arunci, îl naști. Dar vine și te lovește în cap dacă rămâi pe același drum, pe drumul păcatului. De aceea, fugi de păcat. Nu sta pe calea păcătosului, pentru că știi care este destinația ultimă. Vreau să vă uitați în oglindă când mergeți acasă, sau să vă uitați în buletin acum. Uitați-vă în jur. Faptul că ne vedem unii pe alții, că ne vedem pe noi înșine, e dovada că Dumnezeu nu ne trăsnește în momentul în care am păcătuit. Și lasă timpul să treagă, ca să alegem. Să alegem ce facem cu păcatele noastre. Și Dumnezeu ne lasă să ne purtăm consecințele păcatelor. De ce? Ca să înțelegem prețul lor, să ne cheme la El, să ne rezolvăm păcatele. Dumnezeu însuși ne rănește. De asta e prezentat ca un războinic divin. De ce? pentru că e mult mai dureros drumul păcatului decât rana răscumpărătoare a lui Dumnezeu. Atunci când ne întoarcem la el și îi dăm îi dăm dreptate. Pentru cel care se întoarce la Dumnezeu dreptatea lui Dumnezeu e un motiv de bucurie, un motiv de mulțumire. De ce? Pentru că înseamnă mântuire. Dreptatea lui Dumnezeu înseamnă mântuire. Gândiți-vă la Noe și la familia lui. Erau în corabia mântuirii și pluteau pe apele judecății lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu, manifestată și în dreptul lor, era un motiv de bucurie, de laudă la adresa lui Dumnezeu. Pentru cei care i-au răspuns lui Dumnezeu, era un motiv de bucurie. Dar asta e o familie. Au fost o mulțime de familii la primul Paște din Egipt pentru care judecata lui Dumnezeu a fost un motiv de mulțumire, un motiv de bucurie. L-au avut în continuare pe întâiul născut, în mijlocul lor, pentru că s-au adăpostit în dreptatea lui Dumnezeu, care a fost simbolizată prin sângele mielului de Paște. Doar pentru credincioși, dreptatea lui Dumnezeu este un motiv de laudă. Și David a înțeles, David a înțeles acest lucru că e singura dreptate pe care o putem avea. Și profetul Isaia de dreptate. Toate faptele noastre sunt ca o haină mânjită, toți ne veștejim ca o frunză și nelegiurile noastre ne mătură ca vântul. Nelegiurile noastre ne mătură ca vântul. Avem nevoie de dreptatea pe care Dumnezeu ne împrumută, dreptatea pe care Dumnezeu ne oferă și vrea să ne îmbrace cu ea atunci când ne punem credința în el. Cum ajungem în adăpostul dreptății? Cinci lucruri, ne spune acest psalm. Caută-L pe Dumnezeu însuși. Caută-L pe Dumnezeu în rugăciune. Evaluează-ți viața înaintea Lui. Ce vezi tu, ce auzi tu despre tine, ce simți tu despre tine. Evaluează-te înaintea Lui Dumnezeu. Cere Lui Dumnezeu să-ți evalueze inima. E singurul care ne cunoaște inima încredete în judecata Lui. Și o judecată mai clară decât cuvântul lui Dumnezeu nu avem la dispoziție. Încredete în judecata lui Dumnezeu. În al patrulea rând, depărtează-te de rău. Depărtează-te de păcat. Depărtează-te de calea păcătosului, pentru că știi care este destinația. Și laudă, laudă dreptatea lui Dumnezeu. Consider că imaginea lui Dumnezeu de judecător, în motiv de bucurie pentru tine? Te face să-i mulțumești? Să-i cânți? Să știi că Dumnezeu este judecătorul tău? Te bucuri să auzi așa ceva? Psalmul 7 ne spune că ăsta e testul ultim că ne-am adăpostit în dreptatea lui Dumnezeu. Că acolo, păziți de ea, îi putem mulțumi lui Dumnezeu pentru manifestarea dreptății lui, care înseamnă mântuire pentru credincios. Acum, acesta este Psalmul 7, scris de David și când Domnul Isus se uită la întreg Vechiul Testament, El ne învață cum să citim Vechiul Testament. Întâlnește pe doi dintre ucenicii săi, după ce a înviat, pe drumul Emausului și le spune următoarele cuvinte. Acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când eram încă cu voi. Și anume că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris despre mine în Vechiul Testament, adică în legea lui Moise, în profeți și în psalmi. Și noi, noi suntem acum în psalmi. Și aș vrea să ridic această întrebare. Cum îl descoperim pe Domnul Isus în psalmi? Cum îl descoperim în psalmul 7? Un grup de oameni a făcut un demers destul de complex. Au luat toate versetele Bibliei, e linia albă de jos, și au tras câte o linie legătură o concordanță vizuală între oricare două versete care au legătură explicită între ele. Și așa arată legăturile din interiorul Bibliei, întreaga Biblie. Dacă ne rezumăm la psalmi, cam așa arată partea evidențiată, partea luminoasă, toate legăturile pe care psalmii le au cu Vechiul și cu Noul Testament. Noi să facem ceva mai simplu de atât, căutându-L pe Domnul Isus în acest psalm. David a suferit în Psalmul 7 sau cu ocazia scrierii Psalmului 7. A fost denigrat, a fost bajocorit în mod public și s-a încrezut în Dumnezeu ca, ca judecător. Unul din cei care au asistat la insultarea Domnului Isus, la modul în care a fost bajocorit, la modul în care s-a încrezut în Tatăl în cele mai dificile momente, a fost Apostolul Petru. Și când el scrie cu referire la acest eveniment el spune: Când era insultat, n-a răspuns insultând. Când a suferit, n-a amenințat. Ci s-a încredințat pe sine, celui ce judecă drept. Ceea ce David doar a anunțat în Psalmul 7, ce a făcut, ce ne invită și pe noi să facem. Vedem în mod suprem în Domnul nostru Isus Hristos. Cel care suferă pe nedrept și se încredințează în mâna lui Dumnezeu, Tatăl. Dar, în al doilea rând, îl descoperim pe Domnul Isus ca judecător. Așa se prezintă el. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. De ce? Pentru că el este cel mai bun judecător pe care îl putem avea. Unul care nu este detașat, străin de experiența noastră, de viața pe acest pământ, ci a trăit pe același pământ a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar fără păcat. A fost insultat, dar n-a răspuns cu aceeași monedă. A suferit, dar n-a amenințat, ci s-a încredințat în mâna Tatălui. El este cel mai potrivit să ne judece. Și cu toate că este parte din rolul lui sau din chipul lui pe care îl oferă în Noul Testament. Isus ca judecător, este de obicei la periferia religiei contemporane. În centrul este imaginea lui amabilă, iubitoare, care ne place, care e ceva mai comodă. Dar ce ne dorim când spunem că vrem să-L urmăm pe Isus? Ce declarăm de fapt când spunem că noi îl ascultăm pe El? Și vă invit să luăm o parte din rugăciunea pe care El ne-a învățat, să o repetăm după El, să o rostim la fel ca și El, și să ne gândim la următorul lucru. Ce își dorea El și ce ne dorim noi când spunem aceeași rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, toți știm asta, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ce își dorea Fiul lui Dumnezeu când ne-a învățat această rugăciune? Și ce ne dorim noi atunci când o rostim? Cei mai mulți dintre noi ne dorim să se facă voia lui Dumnezeu și o traducem prin legi drepte care, de fapt, printr-o altă traducere, sunt legi care ne sunt nouă favorabile. Ne dorim ca orașul nostru să prospere, strada noastră să fie îngrijită și curată și liniștită. Ne dorim ca nouă să ne meargă bine. Conducătorii pe care noi am ales să ajungă și să rămână la conducere, să-și împlinească promisiunile pentru care noi am ales, să nu, minte, să nu mintă și să nu înșele. Părinții își doresc să fie ascultați de copiilor. Copiii își doresc să fie aproape de părinți, nu doar în concediu, să fie auziți, văzuți, tot timpul, mai mult decât telefonul. Angajații visează la un șef care să fie uman, iar șefii visează la angajați dedicați. Noi rostim rugăciunea Tatăl nostru, pentru că așa ne-a învățat Domnul Isus. Dar în cuvintele pe care El ni le-a împrumutat, noi punem visele noastre, dorințele noastre. Nu ceea ce și-a dorit El. Ca voia Lui să se facă pe pământ, precum în ceruri. Noi ne dorim o lume mai bună pentru noi și pentru ai noștri. Să ne meargă nouă mai bine. Și dacă suntem și amabili și iubitori de oameni, să le fie bine tuturor. Le urăm bine tuturor. Dar avem dificultăți atunci când înțelegem că împărăția lui Dumnezeu trebuie să vină pe pământ, că voia lui trebuie să se facă pe pământ, precum în ceruri, dreptatea lui Dumnezeu e incomodă. De ce? Păi, ni se pare că e ca dreptatea omului, care se face prin forță, prin manifestarea mâniei, și ni se pare rigidă, aspră și dăunătoare. Dar dacă înțelegem că Fiul lui Dumnezeu o să revină pe acest pământ, ca acest pământ să devină împărăția lui. Ca el să locuiască în mijlocul oamenilor. Că el trebuie să revină ca judecător. Atunci, doar pentru cei credincioși, revenirea lui o veste bună. Pentru că e eliberarea de inima noastră înșelătoare, de păcat și de consecințele lui, de puterea păcatului, de o istorie și de o lume atinsă de o istorie de păcat. Și dacă Dumnezeu este cine spune Biblia că este, Creatorul și Judecătorul nostru, El trebuie să revină. El trebuie să vină în mod direct să facă dreptate pe acest pământ. Și asta înseamnă că dacă Isus este singura noastră șansă să fim îmbrăcați în dreptatea lui Dumnezeu, singura soluție pe care Dumnezeu ne oferă, să respingem soluția lui Dumnezeu. Nu poate fi un viitor plăcut, pentru că înseamnă să purtăm noi. Prețul pe care l-a purtat el în locul nostru și înseamnă să plătim noi pentru păcatele noastre. Fiul lui Dumnezeu va reveni pe acest pământ. Și Salmul ne-a vorbit deja de cei care cred și de cei care nu se întorc la Dumnezeu, de credincioși și necredincioși. Ca voia lui Dumnezeu să se facă pe acest pământ, El trebuie să dea mântuirea de plină credincioșilor. El trebuie să-i pedepsească pe necredincioși. Pentru că acest pământ n-a fost creat să fie o groapă de gunoi în care să înmulțim, să adunăm păcatele noastre, ci să fie templul sfânt al lui Dumnezeu în care El să locuiască în mijlocul poporului Său. Și de aceea El trebuie să intervină în mod direct, să facă din acest pământ împărăția Lui. Și toți Îl vom întâlni, în mod personal, indiferent că ne place că nu ne place, modul în care Dumnezeu anunță judecata în Scriptură. Dar dreptatea lui Dumnezeu este o veste bună, atât pentru prezent, cât și pentru viitor, pentru toată veșnicia. Este singurul adăpost pe care îl putem avea pentru veșnicie, în ziua judecății lui Dumnezeu. Numai prin dreptatea lui Dumnezeu va fi învierea morților. Numai prin dreptatea lui Dumnezeu acest pământ va fi împărăția lui veșnică. Numai prin dreptatea lui Dumnezeu. Ajunsă în inimile noastre, vom trăi de dragul lui Dumnezeu. Cum ne ajută Isus? Apocalipsa 19, această imagine inspirată din acel, acel text, îl prezintă pe Domnul Isus ca un călăreț care vine, un războinic divin, care vine să facă dreptate și judecată pe acest pământ. Dar cum ne ajută Isus? Să împlinim psalmul 7, adică să intrăm și să rămânem în adăpostul dreptății? În primul rând, Isus a făcut ceea ce ne-a învățat pe noi. Isus a murit rugându-se pentru cei care l-au răstignit. Asta ne-a învățat, asta a făcut. El și-a încredințat viața în mâinile lui Dumnezeu și n-a căutat să se răzbune. Și Petru, care spuneam, a fost martor la răstignirea lui, descrie următoarele cuvinte. La aceasta ați fost chemați, deoarece, deoarece și Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu. Și am pus această imagine pentru că termenul pe care Apostolul Petru îl folosește era pentru tabletă, dar în cele pe care le avem noi acasă, și tablete de ceară pe care erau imprimate literele alfabetului. Și copiii învățau să scrie urmând conturul, tiparul literei. Cam așa se învață și astăzi să se scrie pe foaie sau pe tabletă, urmărând, unind liniuțe și puncte. Asta ne cere Petru sau asta ne învață Petru. Așa ne ajută Domnul Isus. El este modelul nostru, exemplul nostru. Dar fiecare dintre noi trebuie să aleagă să scrie în viața lui adevărul Evangheliei. Să ne transforme inima. Isus a mers pe acest drum al dreptății. Dar modelul lui nu e suficient. Fiecare dintre noi trebuie să calce pe urmele lui, ne spune Apostolul Petru. Asta înseamnă să fim ucenicii lui, să mergem pe unde a mers el. El este modelul nostru. Și Iisus ne amintește că nu suntem singuri pe acest drum. Că El ne însoțește, El ne dă putere, El este păstorul care ne călăuzește, care ne ocrotește și care ne motivează să trăim pentru altceva de decât am trăit până în momentul în care l-am întâlnit pe El. El a purtat păcatele noastre în trupul Lui pe lemn. De ce? Pentru ca noi, murind față de păcate, să trăim pentru altceva. Nu pentru păcat, ci pentru dreptatea Lui Dumnezeu. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Care dintre noi este astăzi în adăpostul dreptății Lui Dumnezeu? Am putea spune unde am vrea să fim, sau dacă ne-am dorit să fim acolo. Dar de unde știm că nu ne amăgim? Reacțiile noastre la acuzațiile oamenilor, la defăimările, la bajocura care se rostește la adresa noastră, ne arată ce e în inima noastră. Unde este in inima noastră? Dacă este în adăpostul dreptății lui Dumnezeu. Dacă tot ce ne dorim este să ne răzbunăm, să înmulțim păcatul, să răspundem cu aceeași monedă. Nu suntem. În adăpostul dreptății. Dacă noi suntem răniți și rănim și noi la rândul nostru, înseamnă că nu ne-am lăsat vindecați sau nu i-am cerut Mântuitorului nostru să ne vindece de rănile noastre și răspândim păcatul, răspândim răutatea în jur. Care dintre noi este în adăpostul dreptății lui Dumnezeu? Și care din cei dragi ai tăi ți-ai să fie? Sau să se întoarcă în adăpostul dreptății lui Dumnezeu. Între noi am să avem un botez în acest loc. Nu am deschis acest caiet astăzi, dar ultima dată când m-am uitat nu era nimeni înscris pentru botez. Care din cunoscuții tăi ți-ai dorit să intre și să rămână în adăpostul dreptății lui Dumnezeu? Vă invit pentru 1 două minute să ne rugăm. În primul rând, pentru noi. Să întrebăm dacă inima noastră este așezată în adăpostul dreptății lui Dumnezeu. Dar mai apoi să-i cerem lui Dumnezeu pe nume, să aducă pe unul din cei dragi ai noștri în adăpostul dreptății lui. Haideți să ne rugăm în tăcere, așa cum stăm.